Sunteți la Prieteni de la 11. Noi suntem aici în Promenada Mall toată săptămâna aceasta, dar și săptămâna viitoare. Și pentru că nu avem aici la Costador o bucătărie așa cum ar trebui, cu tot ce trebuie, cu o plită mare, cu tot ce trebuie, Constantin Turculeț a venit astăzi să ne arate ceva. Dar practic sunt atât de curioasă încât abia aștept să-mi povestești despre ce e aici și ce e aici. Hai să începem cu asta, că pare mai pe color așa și aș recunoaște că ar fi ceva pește, nu? Bună, da, este un somon care este cured, este gătit la rece, nu este gătit printr-un proces termic, da, este gătit prin sare, prin acid, cu varză roșie, de asta la care am împrumutat culoarea, de asta are o culoare ușor roșiatică movă. Noi spunem gătit, dar practic nu e chiar gătit. Nu este. Nu, că noi înțelegem a găti prin a... Nu este la temperatură caldă, ridicată, mă refer. Este lăsată undeva în 3 zile. 3 zile a rămas așa? Da, se face un rab cu sare, cu zahăr. În ce? Un rab. O pudră, un amestec de așa, da? Sare ca cu să zahăr. Înțeleg că eu... Da? Și practic se pune în sarea și în zahărul. M-am pune la bites? Mai pune la bites, da. Așa, exact. Iar sarea va extrage tot lichidul din somon. Iar noi, din momentul respectiv, noi putem să și aromatizăm acel rab, adică acel amestec de sare cu zahăr, adică cu diferite ingrediente, cu sfeclă și roșie. Și tu ce ai pus? Aici este cu varză roșie. Varză roșie. Varză roșie, da. Și se consumă fix în... Se consumă. Așa cum e? După 3 zile, el se întoarce la anumite intervale orare, pe urmă se spală, că altfel va fi foarte sărat. Da? Se spală de sare, se usucă. Și el practic s-a uscat puțin, da, în cașipuță. Da, este am înțeles. Uscat. Iar aici, ce avem noi aici? Ce e asta? Un foie gras turșon. Ce a făcut? Foie gras turșon. Este ficat, da, de pasăre, care este umplut cu... Am și uitat, cu prune uscate. Da? Cu prune uscate. El este adică poșat. Alea de acolo? Da. E ce? E poșat? El este poșat, adică este... fiert în scufundat un pic în apă clocodită, la, nu? O anumită temperatură controlată, după care se bagă în șoc termic cu gheață. A, de la foarte cald la foarte, foarte rece? Da, pentru că este foarte gras și altfel n-am rămânit. Dar cum ai făcut? Nimic. Adică, că văd că e o ruladă, e un fel de ruladă, nu? De la asta vine și numele de turșon, că el este învelit ori în tifon, ori asta într-un e un tifon, prosop. Nu? Cum știu eu de pe vremea mamei, exact, când făcea brânza de vaci, vorba aia, în asta se scurgea întotdeauna. În rețetele originale se făcea în prosop rulat, în prosop de bucătărie. Da? Și strâns așa, deci strâns. Băgat în apă clocotită și doar prune uscate are? Doar prune uscate are înăuntru, nu, mai are și i-am mai pus în momentul când l-am ales ca să nu aibă vene, după ce l-am ales, l-am lăsat în lapte, l-am condimentat cu sare, pipere, am pus coniac, deci am pus câteva mirodenii acolo ca să-i dea gust. Pe urmă l-am rulat și l-am poșat și l-am lăsat tot la fel undeva în 2-3 zile ca să infuzeze aromele respective. Deci trebuie să fie foarte, foarte gustos. Și sănătos, nu? Sănătos, nu. Și somonul sănătos și ce avem aici, cum ai zis că îi spune? Foie gras turșon. Turșon. Am reținut, turșon, foie gras, turșon și somon. Deci, practic, astea doar o să le tăiem și o să le așezăm, da? Să arate foarte, foarte bine. O să mai facem o sălățică, o să mai punem mai face o salată cu asta cu care fenicul, e... Cu fenicul. Fenicul. Fenicul care va fi la somon, iar la foie gras voi face cu niște segmenți de citrice, o reducție, un sos făcut tot la fel din grefe și din portocale și cu niște segmenți la el. Foarte bine sună. Ce zici, Florin? Ți se pare ceva... Când deosebit. Văd cărniță, îmi tresaltă inima. E carne, nu? Da, este pește somon, auzi, pește. Somon care a stat 3 zile, așa, într-un fel de bites din ăsta, așa am înțeles eu. Da. Vreau să te salut, bine ai venit pe la noi, un an minunat să ai.